Hei, salut și bine ați venit pe acest canal! Iată din nou Anca și Alma sunt aici în fața voastră cu un clip despre două dintre subiectele mele preferate și anume arta și lectura. Cred că v-ați dat seama până acum că mie îmi place foarte mult arta, îmi place și să citesc, iar astăzi m-am gândit să vă povestesc despre câteva romane, câteva cărți de ficțiune care au în centrul atenției viața unui mare artist. Majoritatea artiștilor despre care o să vă vorbesc sunt pictori, dar avem și un sculptor celebru. Cred că este o modalitate ușoară și relaxantă de a afla informații noi din istoria artei, de a ne dezvolta cultura generală, iar atunci când aflăm amănunte din viața unui artist, înțelegem emoțiile, înțelegem motivația și astfel ajungem să ne raportăm mult mai ușor la opera sa. Eu citesc toate romanele care îmi cad în mână despre viața artiștilor plastici sau a scriitorilor. Mi se par foarte interesante, mă relaxează, îmi place să aflu povești despre ei, pentru că haideți să recunoaștem că viața artiștilor este una deosebită, ieșită din comun și deloc plictisitoare. Dar haideți să nu mă mai lungesc și să vă prezint cărțile. O să le iau în ordinea cronologică a perioadelor în care au trăit artiștii respectivi. Prima carte despre care vreau să vă vorbesc se numește Romanul lui Leonardo da Vinci sau Învierea zeilor de D.S. Mereshkovski. Sunt de fapt două volume, eu am doar unul pentru că pe celălalt nu l-am găsit, nu știu unde este. După cum v-ați dat seama din titlu, îl are în centrul atenției pe marele pictor renascentist Leonardo da Vinci. Chiar dacă am citit-o acum foarte mulți ani, mi-amintesc că mi-a plăcut și mi s-a părut interesantă. Următoarea carte povestește despre viața unui contemporan al lui Leonardo da Vinci și un rival al său, și anume Michelangelo. Cartea se numește Agonie și extaz și este scrisă de Irving Stone. Țin minte că mi-a plăcut atât de mult încât la un moment dat nu puteam să o mai las din mână, deși trebuie să mărturisesc că nu am citit-o toată. Am citit 90% din ea și la un moment dat m-am oprit, dar nu pot să vă spun de ce. Vă recomand ca după ce citiți această carte, dacă aveți posibilitatea, să mergeți la Roma, la Vatican și la Florența, unde puteți admira operele marelui Michelangelo. Cartea următoare nu am fizic aici la mine pentru că am împrumutat-o de la bibliotecă în momentul când am citit-o, dar se numește Fata cu cercel de perlă de Tracy Chevalier și îl are în centrul atenției pe pictorul Johannes Vermeer, reprezentantul barocului olandez. Bineînțeles, după cum face referire și titlul, în roman se povestește cum celebrul pictor a realizat portretul fetei cu cercel de perlă. O carte care se citește ușor, în general toate cărțile lui Tracy Chevalier mi se par foarte faine, și vă recomand dacă vă interesează acest subiect. O altă carte pe care nu o am fizic la mine este undeva prin pod sau habar n-am unde se află. Vorbește despre viața lui Goya, un pictor spaniol reprezentant al romantismului. Sunt două volume numite exact așa, Goya, iar autorul este Leon Feuchtwanger. Am citit aceste două volume acum mulți ani. Sinceră să fiu, nu mi-amintesc foarte multe amănunte, dar țin minte că le-am citit destul de ușor și că mi-au plăcut. O altă carte care are în centru viața unui artist celebru este Bucuria vieții de Irving Stone, același autor care a scris și Agonie și extaz despre Michelangelo. Vă mărturisesc că am început să citesc această carte, am fost foarte entuziasmată să aflu mai multe amănunte despre Van Gogh, pentru că este un pictor care îmi place foarte mult, dar nu știu, m-am plictisit pe parcurs, nu am citit nici măcar jumătate, pentru că mi s-a părut a fi o carte care pur și simplu prezintă principalele evenimente din viața marelui pictor, dar îi lipsește povestea, îi lipsește emoția, nu am reușit să mă conectez la lumea lui Van Gogh. Cred că mai interesante ar fi scrisorile pe care Van Gogh i le-a trimis fratelui său Theo decât acest roman Bucuria vieții. Cartea următoare, iată, o am aici fizic cu mine și se numește Paradisul de după colți și este scrisă de Mario Vargas Llosa. A primit chiar și premiul Nobel pentru literatură, dar mie nu mi-a plăcut atât de mult. Este o carte care o parte din ea îl are în centru atenției pe pictorul post-impresionist Paul Gauguin.
Iar cealaltă parte o are în centrul atenției pe Flora Tristan, o luptătoare pentru drepturile femeilor și ale muncitorilor. Țin minte că am început cu foarte mult entuziasm această carte, am fost foarte interesată să aflu amănunte din viața lui Paul Gauguin, dar am terminat-o foarte greu, mi-am pierdut interesul pe parcurs, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar cred că merită să încercați să o citiți. Aflați lucruri foarte interesante din viața marelui artist. O carte care mi-a plăcut foarte mult și de care am fost foarte entuziasmată este Sărutul pictat de Elisabeth Hayky. Bineînțeles, despre Gustav Klimt, reprezentantul avangardei vieneze și al secesiunii vieneze. În carte se prezintă povestea de dragoste dintre Klimt și Emily Flöge, femeia care se spune că a pozat pentru capodopera Sărutul. Scrie aici pe copertă, Gustav Klimt avea o muză secretă, aceasta este povestea ei. O carte foarte faină pe care o recomand cu toată încrederea. O altă carte care mi-a plăcut foarte mult și pe care am împrumutat-o când am citit-o este Fata cu fragi de Lisa Strome și se referă la viața pictorului Edvard Munch, un reprezentant al expresionismului norvegian. Cu toții cred că știți celebra lui pictură numită Strigătul. Este o carte foarte frumoasă și se citește foarte ușor, iar după ce am citit și Doamna Nobel, mi-am dat seama că Lisa Strome este una din autoarele mele favorite. Următoarele trei cărți vi le-am mai prezentat într-un clip anterior și ele se referă la viața lui Pablo Picasso, celebrul pictor spaniol cubist. Prima dintre ele se numește Madame Picasso de Anne Girard și povestește despre relația lui Picasso cu Eva Guel, o carte foarte faină și foarte interesantă. Apoi avem Cina cu Picasso de Camille Aubry. Este o carte din nou interesantă, însă Picasso are doar un rol secundar. Nu vă temeți, aflați și aici amănunte destul de interesante din viața lui, iar povestea este foarte frumoasă, se întrepătrund două planuri și pur și simplu m-a ținut cu sufletul la gură. După cum v-am spus și în clipul anterior, citind cele două cărți pe care vi le-am prezentat mai înainte, am devenit atât de fascinată de viața lui Picasso și de iubitele sale, încât mi-am comandat și Dora și Minotaurul de Slavenka Draculici. Este o carte scrisă chiar din perspectiva Dorei, una din partenerele lui Picasso, singura artistă dintre iubitele sale. A fost un fotograf celebru și chiar recent mi-am comandat un album de-al dânsei și este extraordinar. O să fac un clip separat despre ea pentru că mi-a plăcut foarte mult. Este un fel de jurnal în care artista povestește viața sa alături de Picasso, l-a cunoscut undeva în jurul vârstei de 50 de ani și chiar s-a îmbolnăvit, a fost internată într-un spital de psihiatrie din cauza lui. Iată că am ajuns la cel de-al 10-lea artist celebru și cartea care se referă la viața sa și anume Gala Dalí de Carmen Domingo. Cartea arată așa. Și încă n-am citit-o, deci nu pot să vă spun dacă este bună sau nu. Mi-am comandat-o recent, tocmai pentru că vorbește despre Dalí, despre pictorul suprarealist, foarte controversat, să zicem așa, și se pare că are în centrul atenției povestea de dragoste dintre Gala și Salvador Dalí. Aceștia au fost protagoniștii unei povești de dragoste ieșite din comun, printre cele mai atipice și cele mai lungi din istorie. Gala era o femeie dominatoare, amantă senzuală, muză misterioasă, un personaj seducător și contradictoriu, singura femeie mitologică din vremea sa, așa cum a numit-o Dalí. Cred că este o carte interesantă și abia aștept să o citesc și să revin cu părere. Acestea au fost cărțile pe care le-am citit eu până acum despre viața artiștilor celebri, dar vreau să vă mai arăt încă o carte, așa ca un mic bonus. Nu se referă la un anumit artist, ci la o patroană a artelor, cea care a susținut și a schimbat fața artei secolului al XX-lea și anume Peggy Guggenheim. Cartea este scrisă chiar de dânsa și se numește Confesiunile unei dependente de artă. Patroană a artelor, încă din anii 1930, Peggy Guggenheim ne oferă într-un autoportret plin de sinceritate o perspectivă din interior asupra începutului artei moderne, făcând mărturisiri revelatoare despre familia sa bogată și excentrică, despre relațiile sale personale și oferindu-ne portrete adesea surprinzătoare ale artiștilor înșiși. Această Peggy Guggenheim, sincer, mi se pare un personaj foarte interesant și vreau să fac un clip separat despre dânsa, dar trebuie să mă mai documentez puțin pentru că această carte a fost destul de simplă și simt nevoia să citesc mai mult despre dânsa.
Cam atât a fost pentru astăzi. Aș fi tare curioasă dacă voi ați găsit și alte cărți care au în centrul acțiunii un pictor, un sculptor, chiar un arhitect sau un scriitor. Vă rog să-mi lăsați recomandări în comentarii, chiar m-aș bucura foarte, foarte mult să descoper și alte cărți de genul acesta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă mai aștept pe aici și ne revedem în curând cu un nou clip. Și în caz că vă era dor de Alma, iată că vă mai arăt încă o dată. Vă salută și ea, vă dorește o zi bună și vă mai așteaptă pe aici cu clipuri noi!